to go into a maximum security prison. Am avut privilegiul de a lucra în închisori de maximă siguranță. And to spend time with some men, some of whom are in prison for terrorism. Și am petrecut timp împreună cu persoane care erau condamnate pentru terorism. They are my Muslim brothers. Aceștia reprezentau frații mei musulmani. Some who are in prison because they committed very serious crime. Unii erau în închisoare deoarece comiseseră crime extrem de serioase. They are my brothers. Aceștia sunt frații mei. When I meet them, when I have a chance to sit with them, și atunci când am ocazia să stau împreună cu aceștia, they have all been in prison a long time. Foarte mulți dintre ei fuseseră întemnițați un timp îndelungat. They have all been in Gethsemane. Cu toții trăiseră cumva acea experiență din vieții mari. They have all been in the garden of agony. Cu toții s-au aflat în grădina agoniei. All of them have been struggling with what is coming to meet them. Toți au avut de-a face cu ceea ce urma să li se întâmple. And often what is coming to meet them is their own deeds. Și foarte adesea lucrurile cu care se confruntau erau propriile lor fapte. Their own acts. Propriile lor acțiuni. So by the time I get to spend time with them, the men that I have talked with, all of them have, I don't know that they've come out of the Garden of Gethsemane, but they're on the edge of it. În momentul în care i-am întâlnit pe acești oameni, nu știu dacă realmente ieșiseră din grădina Ghețimani, dar în orice caz se aflau la marginea ei. They have turned a corner. Și traversaseră strada, schimbaseră direcția. They have actually engaged with what they did with their death dealing. Și astfel încât acceptaseră faptul că avuseseră un comportament nepotrivit și criminal. And they are, I think, looking, hoping that maybe there is a gospel that offers life after death. Și cumva căutau și sperau că există o evanghelie care să le ofere viață după moarte, după comportamentul lor extrem de imoral. They are hoping that they too can experience resurrection. Sperau ca ei înșiși să poată trăi învierea. Can come back into life. Și să revină la viață. And for them that does not mean get out of prison. Pentru ei aceasta nu însemna să iasă din temniță. It means transforming their time in prison. Ci însemna să își preschimbe timpul petrecut în închisoare. It's an amazing thing to see. Și este un lucru extraordinar la care am asistat. What has been very vivid to me, and I didn't really think about it ahead of time, ceea ce mi-a devenit extrem de evident acolo, is that each of them, este faptul că fiecare dintre ei, simply because we come and be with them, pur și simplu datorită faptului că mergeam acolo să fim alături de ei, and we talk about religion, philosophy, culture, și că vorbeam despre religie, filozofie, cultură, that each of them has hope rekindled in their life. Hope. Faith, hope, and charity. These three.
astfel încât speranța era încă vie în inima lor. Because one of the things that our prison system does, unul dintre lucrurile pe care sistemul nostru penitenciar le face, it hasn't always done this, și n-a făcut întotdeauna acest lucru, a number of years ago, în urmă cu mai mulți ani, our prison system was shaped around a concern for restorative justice. Sistemul nostru penitenciar din Canada era marcat de ideea de a restaura justiția, de a implementa dreptatea. But we then elected a government, dar pe urmă, datorită guvernului, which used the fear card, care utiliza direcția fricii. And it wanted people in prison to be punished. Dorea pur și simplu ca cei întemnițați să fie pedepsiți. It wanted people in prison to have no hope. Dorea guvernul ca cei întemnițați să fie lipsiți de speranță. So it reshaped our prison system. Astfel încât noi am remodelat sistemul penitenciar. So we have managed to do this little work, this modest work. Și am reușit să facem această operă modestă. And so one thing that is so vivid to me, și un lucru care mi este atât de evident, is these men who have been in prison for many years. Este faptul că acești bărbați care fuseseră în temniță timp de mai mulți ani, the simple opportunity to sit and talk and think and learn. Simpla ocazie de a discuta și a învăța și a gândi împreună is deeply restorative of their humanity. Pur și simplu le-a restaurat în profunzime umanitatea lor. It says in that extraordinary chapter, și în acel capitol extraordinar, in Matthew 25, the Gospel of Matthew, din Evanghelia după Matei, capitolul 25, Jesus Christ says, Mântuitorul Iisus Hristos spune, when I was hungry, you gave me food. Flămând am fost și mi-ați dat să mănânc. When I was naked, gol am fost și you clothed me. M-ați îmbrăcat. When I was imprisoned, în temniță am fost și m-ați cercetat. You visited me. You visited me. The other night, I had the pleasure of talking with our colleague here who is in the police force. And he told me how he began a few years ago to go to the prison. Aseară am avut ocazia de a discuta cu un coleg din România care mi-a spus în urmă cu câțiva ani cum a ajuns să lucreze într-o închisoare. When a prisoner sees a man come, în momentul în care un prizonier îl vede pe un bărbat venind, who is identified with the people that caught him and put him in prison, și pe care îl identifică cu oamenii care l-au condamnat și l-au aruncat în temniță, but he comes as a Christian, not as a policeman, care vine în calitate de creștin, nu de polițist. It is a healing moment. Pentru cel întemnițat reprezintă un moment de vindecare. It is an example of doing what Jesus Christ did. Și un exemplu care calcă pe urmele Mântuitorului. He did it before the tomb of Lazarus. Și se aseamănă cumva cu ceea ce Mântuitorul Iisus Hristos a făcut în fața mormântului lui Lazar. He called life from death. A chemat viața din mijlocul morții. And that is what all of us can do.
Și aceasta putem să facem fiecare dintre noi. Not just in prisons. Nu doar în închisori. But in all the prisons of the human heart. Și în toate temnițele inimilor umane. All the way in which human relationships become a bondage. În toate situațiile în care relațiile dintre oameni devin temnițe. All of us have the capacity, the gift given by God. Fiecare dintre noi avem capacitatea, darul dăruit de Dumnezeu. To pull life from death. De a smulge viața din inima morții. Just a little communing relationship. Se cere doar puțină relație de comuniune. In that maximum security prison, in the concrete walls and the iron gates. În acea temniță de maximă securitate, între zidurile de beton. In the room where everything is plastic and metal. În camera în care totul este făcut din plastic și de metal. Where nothing is human. În care nimic nu este omenesc. Sitting together. Faptul de a sta împreună. Is communion. Este de fapt comuniune. It is holy. Este sfânt. And so it gives life. Și astfel poate să dăruiască viața. Am ajuns la final. Și ca înainte ca domnul profesor să vă adreseze un ultim gând, aș dori să mulțumesc în apresfințitul iubării de Arhiepiscop Timotei pentru că a acordat binecuvântarea sa arhierească pentru ca domnul profesor să petreacă în mijlocul nostru, în mijlocul mai multor comunități din arată aceste zile. Aș dori să mulțumesc Părintele Paroh, care continuă alergarea sa pentru Evanghelie, pentru că așa trebuie să fie preoția, ca o continuare alergare pentru Evanghelie. Vă mulțumesc și dumneavoastră că continuați alergarea pentru Evanghelie. Avem toți model pe Maica Domnului care a spus, fie mie. Și în ultimul rând, domnului profesor, care de la 10.000 de kilometri, iată, numai când pașii sunt povățiți de îngeri, numai când Sfinții care te iubesc te inspiră și numai când iubirea lui Dumnezeu te aripă, poți să ajungi aici, la asemenea distanță, de a fi mijlocul dumneavoastră. În ultimul rând, mulțumesc și Părintele Florin Tomoiaga de la Universitatea din Oradea, pentru că iarăși am continuat alergarea și noi pentru Evanghelie și facem aceasta mai că iubim. Deci, Părinte, deci Domnule David Goa, un ultim gând pentru cei prezenți. It's just lovely to see you. Este minunat să vă văd pe toți aici. And I appreciate so much Father Nico making this possible. Părintele Nicu care a făcut posibil această întâlnire. I am so touched by the sense of mission. Sunt atât de mișcat that my friend has. Viziunea misionară pe care o are prietenul meu. Knowing that the good news, the gospel, știm că Evanghelia, vestea cea bună, is not for the church. Nu este pentru biserică. It's what the church does for the world. Și este ceea ce biserica face pentru întreaga lume. It's to bring light and love și anume aduce mercy, îndurare și bucurie into the society, into the culture. În societate, în cultură. And it is to help us be free of fear. Scopul este acela de a ne elibera de frică, so that we can become servants of God for the life of the world. Astfel încât cu toții să devenim slujitori ai lui Dumnezeu pentru viața lumii.
So I hope you join me. Sper să vă alăturați mie in praying for our priests, Father Nico, and for Father Theophan, that their work will continue to bear fruit. Astfel încât munca acestora să rămână la fel de roditoare pe viitor. I pray God's blessing on you. Dumnezeu să vă binecuvinteze pe toți. Iată că începutul postului nașterii Mântuitorului nostru Iisus Hristos ne-a adus această îmbogățire opticească și culturală prin prezența din jocul nostru aici în sală cu profesorul David Goa. Este, după cum știm, a doua vizită în parohia noastră și ne dorim pe viitor și mai multe, dacă este posibil. Dar astăzi, din mărturisirile dumneavoastră, am învățat că familia este bază a comunității și a societății. Mica familie este mica biserică, de fapt, iar marea familie este întreaga comunitate, în care cultivăm valorile morale primite de la părinți cu datoria de a le transmite celor ce vin după noi. De asemenea, am învățat cât de important este actul culturii. Căci numai pe cultură și morală se poate clădi o societate cu adevărat creștină. De asemenea, am învățat ce înseamnă suferința Mântuitorului și a oamenilor și cum putem regăsi în fiecare om, chiar dacă de multe ori se săvârșește păcatul, dar fiecare în el are partea cea bună, pentru că omul este echipa lui Dumnezeu și trebuie să devină asemănare cu Dumnezeu. Pentru că ne aflăm la acest început al postului nașterii Mântuitorului, că ne pregătim pentru bucuria venirii în lume a Fiului lui Dumnezeu, vă mulțumim încă o dată în mod deosebit și rugăm pe Mântuitorul care se va naște în Betleem să vă dorească multă sănătate dumneavoastră, familie dumneavoastră și tuturor celor care le transmiteți mesajul credinței și al culturii. Sărbătoarea întrupării să vă ducă numai bucurii. Vreau să vă mulțumesc tuturor pentru moderarea părintelui Vigar, pentru traducerea părintelui Florin, să mulțumim oaspeților noștri dragi care sunt cu noi astăzi și tuturor credincioșilor noștri, de la cei mici până la cei mai mari, cu gândul că această seară de spiritualitate și cultură ne va da un elan deosebit în parcursul postului acestuia, ca și noi, pe mai departe, să cultivăm valorile credinței și, sigur, valorile neamului. Pentru că, vedeți, suntem aici cu drapelul României, așa cum am și întâmpinat, ne aflăm în anul centenar al unității de credință și de neam, în care învățăm, la rândul nostru, să prețuim ceea ce au făcut înaintașii pentru noi. Vă dorim sănătate și binecuvântarea lui Dumnezeu să fie întotdeauna dumneavoastră. Numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului. Vine să cu adevărat să te fericim. Pe tine născătoare, Dumnezeu, cea pură, prea nevinovată și Maică, Dumnezeul nostru, ceea ce ești mai